Ministrul Educației Monica Anisie a lansat luni un apel important cu privire la educația din România în perioada pandemiei. Astfel, inspectorii școlari generali trebuie să intensifice activitatea de monitorizare a lecțiilor online la care participă, conform ultimelor informații, aproape 1 milion de elevi din țară. Fac un apel către inspectorii școlari generali, generali adjuncți, inspectorii școlari din cadrele inspectoratelor școlare să intensifice activitatea de monitorizare a lecțiilor desfășurate în sistem online. Și spun acest lucru pentru că în cadrul Ministerului Educației vin tot mai dese semnale de la părinți și elevi că nu se desfășoară aceste activități didactice în sistem online, a spus Ministrul Educației. Monica Anisie a precizat că în această perioadă Ministerul va realiza împreună cu inspectoratele școlare activități de inspecție, de monitorizare a activităților didactice care se desfășoară în sistem online, la care și-au exprimat dorința de a participa și sindicatele. Prezent zilele trecute în studioul Sălăjanul Info, inspectorul școlar general Vasile Bulgărean a cerut părinților să îi reclame la inspectorat pe dascălii care lipsesc nemotivat de la orele online. Dacă constată și grupul de părinți că sunt colegi, profesori, care n-au intrat în online să le predea, pentru că ce se întâmplă? Nu că nu le predă, este o mare problemă. Este o problemă că de la 10 la 11 ei nu au făcut nimic. Dacă nu au făcut nimic de la 10 la 11, există șanse foarte mari să nu vină nici la 11 la oră. Pentru că dacă l-am lăsat liber. Deci probabil trebuie să-i ținem 13 copii între 8 și 14, programul școlar, fiecare profesor să-și facă sarcinile. Și atunci ar trebui să vină și să ne anunțe și pe noi. Pentru că există de la Tel Verde sau cum se e, dar și o linie directă cu inspectoratul dacă se pune problema asta. Și va trebui să luăm măsuri împotriva acelor colegi, pentru că noi trebuie să identificăm. De ce nu intră colegul X? Nu intră că nu are tehnologie, nu se mai poate, pentru că și-au asigurat toate școlile acum că au. Dacă nu poate să predea de acasă, să se ducă la școală, în sala de clasă și să predea, deci nu mai au pardon. Am spus și directorilor că voi merge pe anumite voi și voi verifica dacă sunt în roșu. Trebuie să fie la școală. Dacă nu este la școală, poate să facă de acasă, să poți să intru de la școală, că toți directorii le-am cerut, să fie inclus în toate grupurile. Astfel încât dacă directorul, vreau să verific dacă Andreea Vilcovski de la 10 la 11 are cu a 8-a, să pot verifica de la școală dacă el este în online. Potrivit raportărilor transmise de inspectoratele școlare, la nivel național, aproape 8800 de școli sunt în scenariul verde, peste 5000 în cel galben, iar mai mult de 3800 în cel roșu. În județul Sălaj sunt închise toate unitățile de învățământ din Zalău, Jibău și Cehu Silvaniei, dar și din mai multe comune. În total, aproape 120 de școli, grădinițe și licee.